Avem și astăzi titulari de astăzi, da. Da, Goge și Martin Tyler along with Alan Smith. Da, Fran Gheorghe. Iată, ne pregătim de startul partidei pe stadionul virtual Giulești. Echipa noastră Rapid va evolua în echipament alb cu nuanțe de vișiniu, iar adversarii de la FC Argeș în echipament mov. Argeș are lovitura de începere. O formație 4-1-2-1-2 pregătită de piteșteni, care în acest moment au posesia. Rapidiștii se prezintă excelent până acum. Se vede că respectă indicațiile antrenorului. Și o primă intervenție foarte bună a lui Mătulescu, portarul Rapidului. Tătaru, reprezentat în această zi de Mătulescu. Iar Voicu, pe partea dreaptă, cu un drag back, vom folosi și astfel de termeni în zona de FIFA. Aici te las pe tine, Andy, chiar te rog, dacă spun vreo prostie, să mă corectezi, deci să folosești termeni specifici. Propului. Da, momentan Argeșul încearcă să joace cât mai sus. Forțează din ce, vedem, da, Argeșul este continuat înspre poarta rapidistilor. Da, dar iată că ai noștri fac un pressing foarte bun și recuperează acolo în centru. Pasă dreapta pentru Voicu. Încearcă un contraatac acolo, însă rapidiștii transformă această fază într-un atac pozițional. O pasă filtrantă excelentă acolo și gol! Este 1-0 pentru Rapid. Gol și o tumbă extraordinară realizată de la Beo. Ce pasă perfectă primește acolo atacantul nostru și deschide scorul în acest minut 11. Gol Rapidu! Ce fază splendidă! Exact cum spuneai. Hai să vedem cum va reacționa Argeș. Vezi un început de meci care nu promite acest gol din minutul 11 al lui Labo. Dar Rapidul a știut să profite de ocazie, de spațiile create și încarcă din nou. Da, se vărsează foarte mult pe partea dreaptă de atac a Rapidului. Băieții noștri de acolo sunt în mare formă. Avem pe Voicu și Drăghiceanu, care sunt practic stâlpii din acea zona a terenului. Între timp Argeșul forțează fix în dreptul lui Voicu. Acesta din nou recuperează foarte bine, însă încearcă o lansare pentru la Bă. Din păcate nu s-a conectat balonul cu acesta. Între timp Argeșul este în atac. Deja la minge, Blejea, care este în lumea reală golgheterul Argeșului, cu 12 goluri marcate. De cealaltă parte, la Rapid, golgheter este Histei, cu 8 reușite. Haideți să vedem dacă va reuși și Histei ceva în acest meci virtual. Da, e o mică problemă pentru Histei, este folosit un pic mai retras față de cum joacă în... Și în FIFA nu poate ajunge să marcheze. Ba da, după cum observăm în acest moment, Rapidul forțează foarte mult pe partea dreaptă de atac. Histei, vorbim pe partea stângă, un pic mai dificil ca balonul să ajungă la acesta. Însă între timp putem vedea o lovitură liberă extrem de periculoasă pentru FC Argeș în acest minut 22. Se încearcă o schemă acolo, un șut pe lângă poartă. Și pe lângă și peste. Rapidiștii noștri au distrus acolo orice șansă. S-a poziționat foarte bine. Am văzut inclusiv un fundaș central. Cred că era Bonin acolo. S-a poziționat foarte bine pe linia porții. Nu au dat șansă piteștenilor pentru a șuta pe poartă. Între timp se aruncă de la margine. Din nou argeșenii recuperează. Rapidiștii încearcă să țină o linie perfectă a fundașilor, astfel încât îi pot scoate pe adversarii în offside. Din nou se joacă foarte mult pe partea dreaptă. În sfârșit se ajunge și pe partea stângă. Avem un atac foarte bun. Chiar Histei se află la balon. Un fake. O pasă în centru. Nu găsește însă soluția acolo Alami. Iar Argeșul pornește un atac. Case jucători rapidiști pregătiți să facă față. O pasă filtrantă prin spatele lui Voicu. Argeșenii caută soluții, trimit în centru, în fața careului. Un fake și un shoot din nou peste poartă. Mingea a fost deviată de către mijlocașul nostru, Gheorghe.
Să vedem ce schemă va alege cei de la Argeș. Execută scurt. Caută soluții pentru o centrare. Preferă pasa scurtă. Chiar că pătrând de acolo, însă este deposedat foarte bine. Vor să se remarce, am impresia. Încearcă execuții extrem de spectaculoase, însă... individualiști. Exact, exact. Și dar iată că ai noștri au reușit foarte bine și foarte calm acolo să profite de ocazie, să și marcheze. Minutul 33. De altfel, un meci destul de echilibrat dacă stăm să... Da, pe ansamblu este un meci echilibrat. Argeșul a revenit după șocul primirii golului. Tot încearcă, dar Rapidul se apără bine. Da, se apără mai bine decât atacă. Am dreptate? Mai degrabă stau foarte bine în teren. În FIFA 20 contează foarte mult poziționarea, mai ales la acest mod de joc. Pro Clubs 11 contra 11 este extrem de important să-l poziționezi. Iată acum o intervenție fabuloasă. Excelent, faza continuă, goal! Însă este gol. Este gol, din păcate, FC Argeș marchează. Piteștinii restabilesc egalitatea pe stadionul virtual din Pești. Iată, fac o horă acolo. S-a încercat o intervenție a lui Mayo. Da, 1-1, minute 38. Haideți să vedem cum vor reacționa rapidiștii. Cu siguranță vor să câștige acest meci. Deci trebuie să ne așteptăm la o replică din partea lor, nu? Uite. Iată, o nouă pasă filtrantă acolo, foarte bun, la Bău. Și un șut la colț, un scurt, ce gol reușește la Bău! Fabulos! Fabulos, o pasă filtrantă încă o dată! Și un șut la colț scurt, incredibil! Portarul nici măcar n-a avut timp de reacție, un șut sec. Face ca Rapidul să conducă cu 2-1, minutul 41. Iată că ai noștri nu au nevoie de foarte multe ocazii pentru a marca. O posesie un pic mai scăzută pentru Rapid, în comparație cu cea a Argeșului. Dar știi cum să reacționeze Rapidul. După cum ai văzut, și primul gol și cel de-al doilea au fost marcate imediat după atacurile argeșenilor. Exact cum spuneam și înainte de marcarea celor două goluri, pentru că am avut două goluri în decursul a 3 minute din joc. Este foarte importantă poziționarea în teren. Am văzut acolo cum la Bosta a demarcat extraordinar, a scăpat de fundașii Argeșului și a reușit să marcheze, între timp și pentru Argeș. Da, tătarul intervenții foarte sigur în această partidă, da. Păcat că a primit acel gol. Chiar este fluier final pentru această prima repriză dintre Rapid și Argeș. 2-1 pentru ai noștri. O dublă de senzație reușită de la B. Oare îi va da încredere adevăratului la B pentru meciurile reale? Eu cred că la cum se prezintă în acest meci virtual ar merita. Oare ne urmărește? Nu, dar cu siguranță va ajunge partida inclusiv la el, pentru că este rapidist și ne sprijină. Mai ales îi salutăm și pe băieții în cadrul clubului nostru de fotbal, pe toți jucătorii. Sunt alături de noi în această zi. Avem câteva statistici. Aici să mă ajuți, Andy, te rog, ce spun toate cifrele astea din FIFA? Aici avem anumite statistici referitoare la jocul prestat de către ai noștri. Vedem acum... mijlocul rapidist a fost foarte bun, multe intercepții, multe tackling-uri și totodată avem o hartă în partea dreaptă a ecranului unde avem ca și rază de acțiune ce s-a întâmplat pe teren. Am văzut o pată extrem de roșie pe partea dreaptă atacului rapidist. Rapid în posesia mingii. Din nou mingea ajunge la Boicu. Pasă în centru. Boicu joacă scurt acolo. O nouă lansare foarte bună pentru Sefer, o centrare respinsă și gol! Extraordinar! Exact ce spuneai tu, Andreea. Cristei marchează pentru 3-1. Cătălin Cristei. Fabuloasă fază reușită acolo de Antonio Sefer. Ar trebui să-i se pună reușita aceasta lui Cristei și în clasamentul real al golgheterii. Da, ar conta foarte mult.
Și iată cum Rapidul nostru conduce cu 3-1 pe Argeș. Minutul 50. Intrăm în zona defensivă a Rapidului, care din nou se prezintă impecabil. De când a venit Dan Alexa, se produc minuni. Absolut fabulos. Mie mi se pare incredibilă viteza de reacție a rapidiștilor, cât de repede pot ei să contraatace, să reacționeze la atacurile peștenilor. Da, și acum s-a încercat o lansare acolo, da. Voicu cu Sefer foarte activ în această partidă. Însă mingea a ajuns la Piteșteni. Aceștia încearcă din nou o construcție, pornind din centru. Nu se grăbesc, preferă varianta simplă de a trimite în spate. Mută jocul. Însă foarte bine intervine acolo. Piteștenii sunt deposedați la și nu reușesc să se apropie de... Tătaru, ne-a dat ceva emoții acolo. Din fericire a reușit să trimită într-un adversar. Au de poartă. Nu se grăbește portarul nostru. Degajează lung. Crezi că vom vedea un cartonaj mai lung pentru Tătaru? N-ar avea de ce. Al noștri conduc cu 3-1. Per total, dacă ne uităm pe teren, se prezintă impecabil. Din păcate, o pasă greșită acolo a lui Sefer. Și posibilitatea de contractă pentru Argeș. Nu să construiască, dar nu, vezi, nu poate trece de apărarea rapidistă. Extrem de compact. Și o nouă ocazie a lui Argeș. Tătaru reușește să respingă un corner. O nouă schemă pregătită de violeți. Rapidiștii țin om la om. Marcaj foarte bun. Dar de altfel în toată partida. Un pressing excelent făcut de Alvișini. Hai băieți, haide că se poate. Minutul 63. Încercăm să preluăm balonul acolo. O centrare respinsă de apărarea noastră foarte bine. A fost acolo Giorza, cel care a degajat din careu. Iată din nou, pasă pentru Voicu, trimite în centru, mingea ajunge la Sefer din nou, pentru Voicu, ai noștri cu un joc de posesie, Sefer, Drăghiceanu pentru Voicu, un drag back, nu se grăbesc deloc rapidiștii, însă o pasă greșită a lui Voicu, intervenție extrem de sigură acolo, Bonin. Nu pot trece de zidul giuleștean. Se schimbă partea de atac. Coge nu este pe partea stângă. Respinge voi cu capul foarte bine. Antonio Sefer. Să vedem ce magie poate produce puștul nostru. Pasează acolo. Se așteaptă foarte bine Cristei pe partea stângă. Un fake. Deposedat însă de mijlocașul defensiv al Argeșului. Goge. Drăghiceanu. Pentru Hristei, nou Drăghiceanu, calm acolo, Malo, din nou Goge, Drăghiceanu acum, se încearcă o pasă pentru Labeu, însă piteștenii de când au primit cele două goluri din partea atacantului nostru, din câte doi marcaj. De apreciat apărarea rapidului. Foarte bine au evoluat și mijlocașii defensivi. Astăzi n-am mai ales Giorza. Un meci impecabil. Nu a răsat niciun culoar spre careul nostru pe zona centrală. Piteștenii, după cum vedem chiar și acum, practică un joc de stil handball de aproape de careu. Însă iată ocazie bună acum. Pătrunde Piteștean un șut deviat și va fi din nou corner pentru Pitești. Argeșul încearcă să țină jucătorii în spate. Le este teamă de contraatacurile noastre. Malo foarte bine. Trimite lung. Să vedem dacă la B va putea prinde acest balon. Iese portarul Argeșului. Dacă în prima repriză putem să spunem că portarul nostru Tătaru a fost omul primei reprize, în partea a doua parcă nu a mai avut așa ocazii să intervină, să salveze. Nu prea a putut să apere, mai ales că s-au comportat admirabil fruntașii noștri. Goge, Bonin, Maio și Voicu.
Iată o nouă încercare, de data asta o breșă în centru și un șut al mijlocașului ofensiv. Mati și se peste. Totaru trimite în partea dreaptă până la Sefer. Pasă în stilul caracteristic cu pieptul acolo. Nu se grăbesc rapidiștii, din nou Sefer. Pentru Drăghiceanu. Urcă acolo Hristei, însă intervine bine Ion, fundașul celor de Argeș, cu nickname-ul din joc. Putem să folosim nickname-urile. Jucătorii sunt cunoscuți după ambele denumiri. Iată nouă acțiune al FC Argeș. Un fake, o centrare acolo. Foarte bine Tătarul le spinge. Drăghiceanu. Goge. Hristei, dragback. Caută un coechipier. Drăghiceanu a activat foarte mult calitatea de playmaker în această partidă. Alamin, Voicu, Sefer urcă, două minute arătate de la margine pentru prelungiri. Ne apropiem de finalul acestei partide. Rapidiștii noștri sunt în avantaj și o lovitură liberă, ultima șansă pentru Argeș. 3-1 pentru ai noștri. O prestație remarcabilă. I-am distrus efectiv cu contraatacul nostru și cu finalizarea. Iată ultima ocazie pentru Argeș, care marchează. Deci Argeș reduce diferența în prelungirile acestei partide. Haideți să vedem cine a scris sau te se bucură acolo ca și cum ar... Într-un stil unic, unic. Cum mai la FIFA putem vedea. O plare foarte bună acolo cu Călpiu și o finalizare scurtă. Panait este cel care a redus din diferență, dar... 3-2 și inutil, scor final. 3-2, Rapidul câștigă împotriva lui FC Argeș. O partidă fabuloasă transmisă de către noi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături.